Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde ne-am propus ca alături de invitații noștri să reflectăm asupra unor teme importante referitoare la mai multe etape din procesul de creștere și educare a copiilor noștri, în așa fel încât să îi creștem cu mai multă înțelepciune, pricepere și discernământ. Sunt Dora Purel și astăzi mă bucur să o am alături de mine pe Ana Purel, medic pediatru și consultant în alăptare, și nu este coincidență de nume, este și prietena și cumnata mea și mă bucur că ești cu noi astăzi, Ana. Și mă bucur, sau cum ziceai tu, că eu cu Ana suntem cumnate și suntem încă prietene. Da, suntem încă prietene. Ana, discuția noastră de astăzi poate că nu va avea o structură foarte clară sau nu va avea trei puncte foarte bine delimitate, dar am vrut să aducem în discuție un lucru despre care, din nou, noi am mai tot povestit, văzând cumva în comunitățile noastre felul în care ajungem să ne facem un grup al nostru de prieteni, ne cunoaștem de ani de zile unii cu ceilalți și există pe undeva riscul acesta de a deveni prea familiar și de a începe să ne permitem un pic prea multe. Și suntem de acord că fiecare alegem și suntem liberi să alegem abordarea, stilul de parenting, felul de tipul de accesorii pe care le cumpărăm sau nu le cumpărăm, dar vedem că de foarte multe ori apar discuții și apar tensiuni în relațiile dintre noi, pornind de la alegerile pe care le face fiecare. Și aici te-aș ruga pe tine să ne dai câteva exemple, mai ales în practica ta medicală și fiind și consultant printre prietenii din comunitatea noastră. Dacă ai sesizat anumite tendințe sau anumite teme pe care ne place să tot dezbatem și cumva ne tot polarizăm pe unele dintre subiectele acestea. Da, exact cum ai zis, ne polarizăm și asta e foarte important să avem în minte. Cred că orice subiect poate să ajungă temă de discuție și de discordie, cumva. Și pentru că trăim așa într-o societate în care avem multe opțiuni. Uh-huh. Și atunci, sigur că asta deja e cumva mediu potrivit pentru mai multe alegeri și pentru mai multe discuții. Hai să începem așa foarte basic, tipul nașterii. Cezariană sau naturală, asta deja poate fi un subiect de debate, dacă dăm lapte matern sau dăm lapte praf, cum ne diversificăm copiii, le dăm piureuri, le dăm bețigașe, bastonașe, ce fel de grădiniță alegem, ce fel de școală, privată, de stat, homeschooling mai nou. Toate astea sunt așa cumva din mica pruncie, dar pot fi teme și mai ample, să zic, exact cum ziceai și tu la început. Și cu ramificații din temele astea majore. Exact. Despre felul în care aleg să-mi disciplinez copiii sau nu știu unde ne petrecem vacanțele. Adică lucruri care pot să atingă și părinți cu copii de vârste mai mari. Aș mai menționa ceva, dacă toți suntem la codul ăsta de bune maniere, să zic, că până la urmă cam așa cred că o să ajungă să se contureze discuția. Câteva teme delicate pe care, sau întrebări pe teme delicate pe care ar trebui să nu le adresăm niciodată în biserică, în comunitate în general. Întreb o fată singură de 35 de ani, tu când ai de gând să te măriți? Sau un cuplu căsătorit de multă vreme și care nu are copii, dar voi ce tot așteptați, vă realizați profesional și copii nu mai faceți. Astea sunt două dintre ele pe care le-aș menționa. Și de ce e important să ne abținem? În primul și în primul rând pentru că de cele mai multe ori e multă suferință acolo. O fată nemăritată probabil că nu a avut, nu a ales ea să rămână nemăritată. Așa. Iar un cuplu fără copii, cel mai probabil se confruntă cu problema infertilității. Și atunci, întrebările noastre de o curiozitate
inutilă, nu fac decât să stârnească suferință, să o răscolească. Și atunci e bine să ne abținem de la genul ăsta de întrebări, mai ales când relația nu este atât de apropiată. Am în jurul meu persoane foarte apropiate care încă nu au copii și eu personal nu mi-am permis niciodată, deși suntem prieteni, să îi întreb. Știu că ei vor veni la mine să-mi spună dacă consideră că e un subiect pe care trebuie să-l abordăm împreună. Și atunci cumva aș atrage atenția asupra acestor subiecte delicate. Sau tu știi că mama respectivă n-a putut să alăpteze și vorbește în gura mare despre cât de bine ți-o merție. Astea sunt lucruri dureroase. Și ar trebui să cumva să ne pese mai mult de aproapele nostru, chiar în modul ăsta concret, de a-i feri de asemenea discuții. Ce ai învățat tu de-a lungul experienței tale și până la urmă a vieții de zi cu zi referitoare la ce să faci cu aceste sfaturi nesolicitate sau cu aceste întrebări inoportune, ca să le spunem foarte diplomat? Diplomat, da. În primul rând vreau să-ți spun că înainte să nasc, eu lucrez în maternitate, da? Și sunt consultant în lactație. Și mi s-a spus cum să fac, dar nu de personal calificat, deci nu m-am dus la un curs. Adică am fost și la un curs, dar mă refer că persoane din anturajul meu mi-au spus cum să fac lucrurile. Deci mi-au dat niște sfaturi pe care eu nu le-am cerut, evident. Și mi s-a părut cumva și amuzant și trist în același timp că nu ai, cumva persoana respectivă nu și-a pus problema, mai stai că poate fata asta cam știe despre ce e vorba sau poate că ceea ce urmează să zic nu își are locul. Deci da, până acolo poate să poate au fost intențiile bune în spate, că de regulă noi justificăm toate intervențiile astea gândindu-ne că mai probabil că în spate a fost intenție bună, când se gândește că ți-ar dori răul. Și atunci poate au vrut să împărtășească ceva din propria experiență care să-ți fie ție de ajutor sau din experiența unor persoane apropiate de ea și ceva evenimente recente care au dus-o cu gândul spre sfaturi de genul acesta, dar cu siguranță asta nu le face să fie înțelepte sau de bun augur. Exact, asta e, că de cele mai multe ori îi vrei binele celuilalt sau îți dorești să... motivul pentru care spui un lucru este... E o motivație bună, să zic, în spate. Însă, da, asta nu absolvă cumva, să mă rog, scopul, nu scuză mijloacele. Și ce am mai observat e că de multe ori ne trezim că vorbim și dăm sfaturi sau punem întrebări, dar în mintea noastră, deja când am început să formulăm niște lucruri, ne cam dăm seama că nu e chiar potrivit ce facem, numai că e un pic prea târziu și să ne retragem din... Zburat porumbelul vorba și nu mai poți să aduce înapoi. Așa e. Da, dar uite, la soluții putem vorbi despre o situație de genul ăsta. Ce am învățat? Odată am învățat pe pielea mea că întrebările de genul ăsta dor și atunci am reușit să trăiesc asta și să mă abțin eu. A fost o lecție dureroasă, dar bună. Apoi, omul interesat te întreabă, de regulă. Dacă el știe că tu ești într-un anumit domeniu și că poți să-l ajuți, va veni și te va întreba. Și asta mi s-a întâmplat și mie, dar mi s-a mai întâmplat și să fiu într-un grup de prietene care vorbeau despre ceva, despre alăptare, de exemplu, și n-am considerat că trebuie neapărat să intervin doar pentru că eu știu adevărul, eu dețin adevărul absolut pe domeniul ăsta. Acolo unde cumva consider că sunt lucruri mai importante sau care pot schimba în bine sau în rău soarta sau, mă rog, sănătatea sau desfășurarea lucrurilor, poate că așa mai discret mă duc și dau o sugestie, dar se întâmplă foarte rar. De regulă aștept ca omul să vină să mă întrebe. Ce am mai învățat e că fiecare om de regulă are un motiv pentru care face o anumită alegere. Fie asta și s-a gândit, fie a experimentat anumite lucruri, fie a încercat ceva și nu i-a ieșit și atunci a ales calea cealaltă. Deci
Fie cumva se pune presiune pe el din anumite direcții să aleagă într-un anumit fel, chiar dacă nu e alegerea lui fără deliberată. Fără ca tu să știi tot procesul ăsta, mai ales în familia nucleară, să zic, în familia restrânsă, dacă tatăl nu este în barcă cu mama pe o anumită decizie, da, e o presiune foarte mare acolo. Și eu ca prietenă poate că o văd doar pe ea în procesul ăsta decizional, fără să-mi dau seama că stai puțin, că de fapt e mult mai complexă toată povestea. Și un lucru foarte important e că e mult mai prețioasă relația decât să am eu dreptate sau să facem toți la fel. Nu trebuie să avem un sentiment de apartenență la grup doar pentru că toți am ales să mergem în Grecia în vacanță. E ok și voi să plecați în altă parte și după aia să ne întâlnim și să povestim impresii din vacanță. Adică nu trebuie să avem nevoia asta de uniformitate, nu e una care neapărat să facă bine. Și în momentul în care văd că discuția o poate deraia încât să ajungem să ne luăm de păr, mai bine dau un pas în spate și mă opresc. Pentru că nu toate subiectele merită să fim pe planuri opuse sau să ne polarizăm. Cu adevărat foarte puține dintre ele și știi ce mi se pare și mai trist? Că noi n-avem discuții pe temele astea cu adevărat importante. Da. De regulă, conflictele sau tensiunile sunt din lucruri mărunte și nu atât de semnificative. Și din lucruri ce țin de preferințe și de alegeri pur circumstanțiale sau... Sau, de gusturi, de alte, care nu sunt așa de vitale, să zic. Bun, cum ne putem educa în așa fel încât să comunicăm atent, cu grijă să nu rănim, cu grijă să nu punem degetul pe rană, ci cumva cu atenția aceea și dragostea aceea autentică față de celălalt. Băi, apropo de ultima frază, în primul rând trebuie să acceptăm că sunt domenii în care nu trebuie să fim de acord. Și că ele nu stau pe același nivel de importanță. De exemplu, dacă credem cu toți în Trinitate sau nu, asta e un lucru crucial, e vital, e important, e, nici nu are rost să-l discutăm. Însă dacă eu am ales cărucior sport și tu ai ales landou, chiar n-are nicio importanță și e ok să fie așa. După aia, un sport foarte greu de practicat este să vorbim mai puțin și să ascultăm mai mult. De obicei, facem exact invers. Da, și asta mi-aduce aminte de... Chiar dimineața citeam un verset din Proverbe 18 pe care zice: cine răspunde fără să fii ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Exact. Și adevărul că și eu am fost în situații în care m-am trezit că intervin prea repede și n-am ascultat povestea până la sfârșit sau n-am ascultat într-un mod în care chiar să înțeleg ce spune celălalt și mai degrabă pregătindu-mi eu răspunsul. Și când am auzit tot contextul, mi s-a făcut rușine. Da, deci capacitatea asta sau exercițiul ăsta de a asculta pe celălalt până la final și de a încerca să chiar înțelegi ce spune și contextul din care vine el, nu doar să aștepți să ajungă la finalul propoziției ca să vii să intervii tu sau să spui tu experiența ta vis-a-vis de acel lucru. Exact. Și dacă tot menționai mai devreme scenariul ăsta în care începi să vorbești și îți dai seama că nu e potrivită linia de discuție, sincer, nu cred că e greșit să spui: băi, uite, îmi pare rău că am adus discuția în punctul ăsta, cred că nu-i potrivit. E un fel de cerere de iertare sau de... E în regulă, e un mecanism pe care îl folosim ca noi să funcționăm sănătos într-o comunitate și nu o să se întâmple absolut nimic dacă... Dar asta ține de smerenie, știi? De
de a recunoaște că ai greșit, de a nu-ți dori să ai tu dreptate tot timpul sau să fie, să ai tu ultimul cuvânt. Și e greu, e un exercițiu costisitor. E greu mai ales dacă deja tu ai, să zic, ai copiii trecuți de anumite etape de dezvoltare. Pentru tine lucrurile au decurs într-un anumit fel și atunci când stai de vorbă cu o mamă proaspătă, tu ai impresia că dacă la tine a decurs natural și firesc un anumit proces, înseamnă că, uite, dacă urmează rețeta ta, s-ar putea să aibă parte de același rezultat și atunci de ce să nu împărtășești această rețetă miraculoasă, nu? Da, asta e un aspect sau altul, dacă tot, că uite, noi suntem cu copii în faze diferite, să ai impresia că problemele mele, care eu care sunt cu un copil de 2 ani și un pic, sunt mai puțin importante decât problemele prin care treci tu acum cu copilul tău de 8 ani. Cu siguranță provocările sunt diferite, însă lasă-mă să-mi trăiesc etapa provocarea. Și provocarea, știi? Pentru că pentru mine, mie mi se pare foarte greu, nu știu, foarte grea experiența prin care trec acum și mi-este aproape imposibil să-mi ridic ochii și să văd cu ce te confrunți tu și să zic, a, păi ce trec eu, ce experimentez eu acum e nimica. Asta e și cu foarte copleșitor până la urmă. Și poate că eu am nevoie să desfaturi concrete pentru perioada prin care trec eu acum sau, știi, de unelte încât să mă descurc eu și atunci mă trezesc că sunt în povestea ta și nu sunt eficient în povestea mea. Știi? Dacă e să revenim un pic la cumva la soluții, la cum ne putem, ne putem educa, cred că cumva firul roșu din toate mini-soluțiile astea este iubirea față de celălalt, care se manifestă prin respect. Adică îți respect deciziile, chiar dacă poate eu nu sunt de acord cu ele sau chiar dacă eu aș face altfel. Și atunci, și cred că și ăsta e un mod prin care ne putem manifesta dragostea frățească, să zic. Mă abțin de la părerile mele ca să-ți las ție spațiu, să fii așa cum ești. Și cum ziceam, cererea de iertare. Și m-am pățit-o de mai multe ori. Am generat eu o discuție pe, sau mă rog, da, n-am fost eu foarte atentă la ce discuție aveam în, pe, chiar pe tema asta a nașterii, fără să-mi dau seama că lângă, lângă mine era o altă mamă care a născut altfel decât noi toate celelalte. Și a fost așa o constatare dureroasă și mi-am cerut iertare. După ce s-a încheiat grupul, am trimis mesaj și am zis, uite, am dat-o de gard, te rog să mă ierți. Pentru n-a fost ceva voit, sau, dar făcând un pas în spate și văzând contextul larg, mi-am dat seama că n-a fost prea potrivit. Ca filtre pe care le putem adopta în momentul în care suntem în conversații, în care vedem că avem păreri diferite, cred că sunt și cele trei întrebări. Ceea ce urmează să zic este absolut adevărat, adică sunt convinsă că adevărul meu este adevărul absolut și doar așa se poate face lucrul respectiv, sau admit că sunt și alte alternative care sunt cel puțin la fel de bune. Al doilea filtru este plin de afecțiune, este iubitor felul în care încep să răspund sau mai degrabă sar să dau răspunsul cu o atitudine de a tot cunoscător și om experimentat care e în stare să dea sfat. Și un al treilea filtru este absolut necesar, în sensul că este cealaltă persoană în poziția în care e gata să primească sfatul meu și îi și folosește. Pentru că s-ar putea să fiu cu cele mai bune intenții, s-ar putea să fie adevărat ce zic, s-ar putea să fie chiar și dintr-o grijă autentică față de cealaltă persoană, dar s-ar putea ca
să nu fie momentul potrivit și să nu fie necesar în acel moment pentru persoana respectivă sau de ce am eu de spus, ci mai degrabă ar ajuta o alt gen de abordare. Sau să nu-i mai fie util, știi? Că dacă ajungi ca prin sugestia ta să creezi acolo niște frustrări sau durere față de o ce bine ar fi fost dacă aș fi știut, nu știu în ce măsură chiar e de ajutor. Deci astea trei întrebări. Este adevărat? Este iubitor? Și este necesar? Cred că sunt niște filtre utile. Și un alt lucru care mi se pare important, avem în Biblie atâtea versete referitoare la felul în care ne adresăm și vorbim unii cu ceilalți și cât e de important, pe de-o parte, și să știi să asculți, pe de-o parte, cuvintele tale să fie potrivite și să știi mereu în ce moment ești, ce e mai potrivit în momentul în care ești. Un astfel de verset ar fi Proverbe 15:4, unde zice: o limbă vindecătoare este un pom al vieții. Și mă gândesc, cine nu are nevoie, mai ales dacă ești în perioada postpartum, cine nu are nevoie să stea sub un copac plin de viață și să găsească ceva vindecător într-o conversație cu o altă persoană, decât să, cum zice aici, dar o limbă în care este perfidie zdrobește duhul. Și probabil că avem fiecare experiențele noastre în care anumite cuvinte vedem că dor, exact ca săgețile sau ca săbile înfipte. Da. Și cred că cuvântul timp și experiență sau cuvintele timp și experiență sunt cele care pot cumva să aducă speranță în ceea ce privește relațiile noastre, pentru că într-un fel e normal să te ia gura pe dinainte când ai 20-25 de ani, că ești neexperimentat, da? Dar și perioada în care ai multe crezi păreri, că le ai, le știi pe toate. Da. Exact. Dar ce e foarte trist e dacă trec ani peste tine, ești în comunitate, ai tot felul de experiențe și rămâi la fel. Și atunci cred că și, cum îi zice Pavel lui Timotei, poate am putea cumva să arată, sau cumva să te arăți ca un om încercat. Ai trecut prin toate lucrurile astea, lasă-le să-și pună amprenta și conturează-ți un alt mod de a te raporta și de a vorbi. Știi? Mi se pare important faptul că ne-ai subliniat principiile de la început, și anume răspunde când ești întrebat, încearcă să te reții din a da sfaturi care nu sunt solicitate de celălalt. Gândește-te că cel care îi în fața ta probabil că are motivații puternice pentru care face sau nu face anumite lucruri diferite de cum le-ai face tu. Și poate cel mai important dintre ele, relația este prioritară dreptății mele. Adică e mai important să protejez relația cu tine decât să fiu tot timpul în postura celui care are dreptate. Și aș mai menționa doar lucrurile pe care le-ai subliniat referitor la felul în care ne putem educa să vorbim cu respect și atent unii la adresa celorlalți, și anume să acceptăm că nu trebuie să fim tot timpul pe aceeași pagină, nu trebuie să avem tot timpul aceleași preferințe, și asta până la urmă face ca toată experiența de comunitate să fie mai bogată și mai frumoasă, nu? Că suntem și diferiți mai interesant, și mai interesant. Ar fi prea monoton să ne placă la toți aceleași lucruri. Apoi să învățăm să ascultăm, să învățăm să ne cerem iertare atunci când greșim, și cel mai important, toate lucrurile acestea să fie făcute dintr-o inimă iubitoare și dintr-o inimă care într-adevăr manifestă acea grijă autentică față de celălalt și nu manifestarea ego-ului său în vreun fel. Și știi ce aș mai menționa? Cumva n-aș vrea ca prin episodul ăsta sau prin ce am vorbit, să lăsăm impresia asta că trebuie să ne comportăm doar cu mănuși, să nu atingem subiecte delicate în relații, să existe această toleranță new age cumva.
nu-i vorba despre asta. Atingem subiecte dureroase sau ne tragem de mânecă unii pe ceilalți. Nu știu, dacă vezi că eu încep să mănânc dulciuri și nu mă mai pot opri luni de zile și vezi că nu mai intru, nu mai intru în cadru, atunci te-aș ruga să mă iei de, să mă tragi de mânecă, știi? Deci nu e vorba despre ne a detașăm și a fi nepăsător, uh-huh. Exact, ci pur și simplu despre cum anume ajungem să comunicăm într-un mod în care să fie mai puțin țepos, uh-huh. Mai puțin dureros pentru noi ca, uh-huh. Da, ca persoane în aceeași comunitate. Mulțumesc frumos! Sperăm că povestea noastră de astăzi v-a prins bine, într-un fel sau altul. Și aș încheia cu aceste trei întrebări. Înainte de a vorbi, înainte de a da răspunsuri, să ne întrebăm, este adevărat ceea ce urmează să spun? Este iubitor ceea ce urmează să spun? Și este necesar pentru celălalt să spun ceea ce vreau să spun? Să ne ajute Dumnezeu să ne alegem cuvintele și momentele potrivit și corect, în așa fel încât să ne zidim unii pe ceilalți și să nu provocăm răni unii în sufletele celorlalți. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Pe data viitoare!